Valeria Capra și vă prezint știrile ProTV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un accident grav s-a produs astăzi dimineața la Stăuceni, în urma căruia un bărbat a murit, iar altul a ajuns la spital. Mașina în care se aflau aceștia a intrat într-un camion parcat pe marginea drumului. Iar la Edineț, o femeie și nepotul ei de 6 ani au fost spulberați de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Femeia a murit pe loc, iar copilul a ajuns în stare gravă la spital. În Europa, gazul a ajuns să coste aproape 3.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Prețul a ajuns la acest record după ce Gazprom a anunțat că va asista pe 3 zile, la sfârșitul lunii, livrările către UE prin gazoductul Nord Stream 1. Ucraina se pregătește de o intensificare a luptelor în preajma zilei independenței țării, care va fi marcată miercuri. Între timp, noi atacuri s-au produs la Nicopol, în apropiere de Zaporojie. Bărbatul a decedat, iar altul a fost grav rănit în urma unui accident produs în această dimineață la Stăuceni. Automobilul în care se aflau cei doi a intrat într-un camion care staționa pe marginea drumului. Ambele victime erau angajate la o agenție de pază. Mașină nu este. Tragedia s-a produs în această dimineață în jurul orei 8 în comuna Stăuceni. Oamenii legii spun că la un moment dat șoferul automobilului de marca Dacia a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu viteză într-un camion. Conducător automobilului Dacia, ce aparține unei firme de securitate, în timpul deplasării a pierdut controlul și s-a tamponat într-un camion de marca Mercedes ce staționa pe marginea carosabilului. În urma impactului, pasagerul din automobil a murit pe loc, iar șoferul, un tânăr de 23 de ani, a fost transportat în stare gravă la spital. Acesta s-a ales cu fracturi la coaste și bazin. Pacientul a fost urgent transferat în blocul operator, în secția, deci pentru intervenție neurochirurgicală și la moment se efectuează intervenția neurochirurgicală pentru evacuarea hematomului subdural. Impactul a fost atât de puternic încât din automobil a rămas doar un boț de fiare. Poliția a inițiat o cauză penală pe marginea cazului și urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul. O femeie și-a pierdut viața, iar nepotul ei de 6 ani a ajuns în stare gravă la spital azi dimineață. Cei doi au fost loviți de o mașină chiar pe trecerea de pietoni din orașul Edineț. Șoferul, care nu era în stare de ebrietate potrivit poliției, a fost reținut pentru 72 de ore, pe numele său fiind pornit un dosar penal. Potrivit poliției, femeia de 78 de ani împreună cu nepotul său de 6 ani traversa strada regulamentar când o mașină i-a spulberat chiar pe trecere. Oamenii legii au reținut pentru 72 de ore șoferul automobilului de model Suzuki, la volanul căruia se afla un bărbat de 63 de ani. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ la alcool. În urma impactului, femeia a decedat pe loc, iar copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Edineț, cu mai multe fracturi. Copilul de urgență a fost luat la sala de operație, a fost solicitat serviciul Aviasan. La moment, copilul se află în sala de operație. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală, iar polițiștii urmează să stabilească de ce șoferul nu a frânat la trecere. În 2016, ProTV a lansat campania Ucigaș pe trecerile de pietoni, prin care a cerut modificarea legislației, astfel încât neacordarea priorității pietonilor aflați pe treceri să fie catalogată ca infracțiune gravă soldată cu suspendarea permisului de conducere pentru cel puțin 90 de zile și puncte de penalizare. Atunci, însă, guvernul și parlamentul nu au dat curs demersului. O bătaie generală s-a iscat în după-amiaza zilei de ieri, chiar pe peronul autogării din centrul capitalei. Cel puțin 10 persoane, bărbați și femei, și-au împărțit pumni și picioare. Ce s-a terminat scandalul și ce spune poliția, aflați în câteva minute la știri. Noi bombardamente au avut loc în orașul ucrainean Nicopol, situat în apropierea centralei nucleare Zaporojie. Ucraina se pregătește pentru o intensificare a atacurilor cu rachete din partea Rusiei în preajma zilei independenței, care va fi marcată miercuri. Statul major de la Kiev avertizează că Rusia a plasat mai multe nave de război și submarine purtătoare de rachete de croazieră în Marea Neagră.
Peste 40 de obuze au lovit în această noapte mai multe zone rezidențiale din orașul Nicopol, din regiunea Dnipropetrovsk, aflată în apropierea centralei nucleare din Zaporojie. Orașul a fost bombardat de 3 ori din sisteme de artilerie reactivă de tip Grad și artilerie de calibru mic. Bombardamentele au provocat 5 incendii și au rănit 4 persoane. Un atac cu rachete dinspre regiunea rusă Belgorod a fost lansat asupra cartierului Kievski din orașul ucrainean Kharkov. A fost distrusă o clădire cu 2 etaje. Nu s-au înregistrat victime. Forțele rusești au efectuat mai multe asalturi pe linia de front Herson-Nicolaev și au făcut progrese parțiale la est de orașul Nicolaev. Rusia susține că rachetele sale Calibr au distrus un depozit de muniție care conținea muniție pentru rachetele HIMARS fabricate în SUA, în regiunea sud-estică ucraineană Odessa, în timp ce Kievul a declarat că a fost lovit un depozit de grâne. Cu ajutorul rachetelor HIMARS, armata Ucrainei a atacat noaptea trecută o bază militară și un depozit de muniții rusești de la periferia orașului Donetsk. Încă și azi dimineață depozitul ardea și muniția detona, arată imagini filmate cu drona. Totodată, ucrainenii au lansat un nou atac asupra podului din Nova Kahovka. Kievul se teme de o provocare din partea Rusiei de ziua independenței Ucrainei și avertizează deja de câteva zile în legătură cu asta. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că săptămâna aceasta Rusia ar putea încerca să facă ceva deosebit de crud împotriva Ucrainei și le cere ucrainenilor să fie extrem de atenți. Це наша земля, це наша незалежність, яку нікому не зламати і нікому не відібрати. І ви знаєте, що це так. Кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів, майже півроку, абсолютна більшість наших людей не сумніваються, що ми дійдемо до перемоги України. Începând de azi la Kiev au fost interzise adunările de amploare timp de 4 zile, iar angajații guvernamentale au fost sfătuiți să lucreze de acasă în această săptămână, de teamă că centrul capitalei va fi ținta unor rachete rusești. Ziua independenței Ucrainei este marcată pe 24 august, când se împlinesc exact 6 luni de la invazia rusă. Moscova nu vede posibilitatea unei soluții diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, deoarece SUA și alte țări NATO ar face presiune asupra Kievului pentru a refuza negocierile, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU. Președintele Volodymyr Zelensky a exclus orice discuții de pace până când trupele ruse se vor retrage din Ucraina, iar mai nou acesta a spus că nu va mai exista nicio negociere cu Rusia dacă soldații ucraineni capturați vor fi judecați la Mariupol. În discursul de aseară adresat națiunii, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că la Mariupol se pregătește un proces spectacol pentru soldații ucraineni capturați și a lansat avertismente. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей порушили усі домовленості, усі міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Нашою державою все сказано. Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU la Geneva, Gennady Gatsilov, a declarat pentru Financial Times că Moscova nici nu vede o posibilitate de soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului și se așteaptă la un conflict lung. Acesta a acuzat SUA și alte țări NATO că presează Ucraina să renunțe la negocieri, precizând că nu vor exista discuții directe dintre Putin și Zelensky. Remărcile sale au marcat o lovitură puternică pentru negociatori precum Turcia și ONU, care sperau că un acord recent privind exporturile de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră ar putea sta la baza unui acord mai lung. Serviciul secret rus FSB acuză serviciile speciale ucrainene de asasinarea fiicei ideologului lui Vladimir Putin, Alexandru Dugin. Atentatul cu mașina Capcan ar fi fost comis de către Ucraina încă de 43 de ani, care deja ar fi fugit în Estonia. Între timp, un grup de partizani ruși necunoscut până acum a revendicat atacul cu bomba asupra mașinii în care se afla Daria Dugina.
Crima a fost pregătită și executată de serviciile speciale ucrainene, a transmis astăzi FSB într-un comunicat. Autoarea crimei ar fi Natalia Vovko, ucraineancă de 43 de ani, care ar face parte din detașamentul Azov și care, potrivit FSB, pe 23 iulie a sosit în Rusia împreună cu fiica ei de 12 ani. Au închiriat un apartament în casa în care locuia Dugina la Moscova și imediat după comiterea crimei ar fi fugit în Estonia. Kievul neagă implicarea sa în cazul morții lui Dugina. До речі, підкреслив, що Україна безумовно до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Responsabilitatea pentru asasinarea fiicei ideologului propagandei ruse, Alexandr Dugin, a fost revendicată de organizația Armata Națională Republicană a Rusiei, necunoscută până acum. Într-un manifest publicat pe canalul de Telegram Rospartizan, grupul spune că nu va viza civili, însă precizează că Daria Dugina era o țintă legitimă, pentru că era tovarășa fidelă a tatălui ei, care a susținut genocidul din Ucraina. Potrivit fostului deputat rus Ilia Ponomarev, care acum este stabilit la Kiev, după ce a fost expulzat pentru activități anti-Kremlin, Armata Națională Republicană este un grup clandestin care activează în interiorul Rusiei și care are drept scop răsturnarea regimului Putin. Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской армией. Это нападение открывает новую страницу российского сопротивления путинизму. Новую, но не последнюю. Ponomarev susține că partizanii ANR sunt pregătiți să comită alte atacuri similare împotriva unor ținte proeminente, cunoscute ca având legături apropiate cu Kremlinul, inclusiv oficiali, oligarhi și membri ai agențiilor de securitate ale Rusiei. Daria Dugina, în vârstă de 30 de ani, jurnalistă și expert politic, a fost ucisă sâmbătă seara într-un presupus atentat cu bombă la periferia Moscovei. A fost detonat un presupus dispozitiv exploziv la bordul mașinii cu care circula femeia. Mașina era însă a tatălui său, Alexandr Dugin, și probabil că el a fost ținta atacului, este opinia care prevalează. Cei doi participaseră la un festival în afara Moscovei, iar Dugin s-a hotărât în ultimul moment să ia altă mașină. Alexandr Dugin este adesea numit ideologul lui Putin, creierul lui Putin sau Rasputin, din cauza relației sale apropiate cu liderul de la Kremlin. Mulți consideră că el este cel din spatele invaziei ruse din Ucraina. Mii de ucraineni au luat cu asalt principalul bulevard din Kiev pentru a vedea tancurile și blindatele rusești avariate și capturate de armata ucrainei. Mai multe imagini cu singurele tancuri rusești care au ajuns în Kiev de la începutul agresiunii militare pornite de Rusia, vedeți imediat. Deși Ucraina se află în plină război, mâine începe noul sezon fotbalistic din țara vecină. Primul meci din eșalonul superior va avea loc pe 23 august, chiar înainte de Ziua Națională. Va fi o ediție specială, dictată însă de măsurile de siguranță pe care le impune războiul. Astfel, suporterii nu vor avea acces în tribune, iar fiecare stadion va fi dotat cu adăposturi antiaeriene în cazul în care, în timpul duelurilor, vor avea loc bombardamente. December 12, 2021. Sezonul fotbalistic din Ucraina se afla în plină desfășurare. Gruparea Kolos Kovalivka găzduia partida cu FC Minai din Prima Ligă Valorică. Oaspeții câștigau până în minutul 88 cu 1-0, însă au pierdut dramatic cu 1-2. Acest meci, sezonul fotbalistic din țara vecină a intrat în vacanța de iarnă și ar fi trebuit să se reia pe 25 februarie, dar nu a fost să fie. Cu o zi înainte, Rusia a atacat teritoriul ucrainean, declanșând un război sângeros și punând capăt tuturor competițiilor sportive. Bombardamentele rusești au distrus stadioane și au desființat echipe. Ocupanții au dus la dispariția clubului FC Mariupol, pe când gruparea FC Desna și-a încetat existența după ce arena de acasă a fost totalmente distrusă de rachete. Imediat după izbucnirea războiului, echipele și-au ajutat jucătorii stranieri să părăsească țara, în timp ce fotbaliștii ucraineni au rămas să-și apere patria. Andrei
Andrei Bogdanov evoluase pentru formația Colos în meciul cu Minai din decembrie, însă la câteva luni diferență a schimbat uniforma de fotbalist pe cea de soldat. Я Богданов Андрій Бенедович, вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому. Сумлінно і чесно виконувати військову обов'язки. Frontul de luptă ascunde adevărate povești de sacrificiu ale fotbaliștilor. Vitalii Șapilo, un portar în vârstă de doar 21 de ani de la clubul Carpatei Lviv, a fost ucis în apărarea Kievului, iar antrenorul Yuri Vernidub, care a făcut furori cu FC Sheriff în Liga Campionilor, a părăsit postul de ținut la echipa din Tiraspol și s-a înrolat în armată. Ceva mai târziu, tehnicianul a preluat echipa Crivbas Crivoi Rog. Nas echipirovali, în principiu, nepogano. Tot Rusivki mi-i drug dignal. Спальник, але такий літній, добрий. Ви спали в палатках, та? Та де приходилось? După 6 luni de război, în ciuda tuturor dificultăților, fotbalul ucrainean revine. Meciurile se vor desfășura în condiții speciale. Ministerul Tineretului și Sportului din Ucraina a publicat un regulament în care se menționează că partidele se vor disputa departe de linia frontului. Suporterii nu vor avea acces în tribune, iar fiecare stadion va fi dotat cu adăposturi antiaeriene în cazul în care jucătorii și oficialii vor trebui să scape de bombardamentele rusești în timpul duelurilor. Campionatul Ucrainei, care va avea ca și în sezoanele precedente 16 echipe, își va face debutul mâine, cu o zi înainte de Ziua Națională a Ucrainei. Shakhtyor își va disputa partidele de acasă din acest sezon la Kiev, deși anterior găzduiau meciuri la Lviv. În 2014, minerii și-au abandonat centrul de pregătire din regiunea Donbass, ocupată de ruși. Arena din regiunea separatistă, pe care s-a desfășurat o semifinală de campionat european, se află la moment într-o stare deplorabilă. Shakhtyor a suferit o schimbare radicală la față în perioada războiului. Echipa care a câștigat de 13 ori campionatul național este antrenată de un specialist croat și are doar 4 jucători străini în lot. Через нашу частину, футбольну, через спортивну частину ми будемо віддячити за ту всю зусиллю, які воєнні дають нам. Шахтьор є фаворитом на câștigarea meciului, dar și a întregului campionat. Însă fotbalul din Ucraina de această dată va fi mai puțin despre titluri și câștigarea partidelor. În primul rând, sportul va fi un mod de emancipare națională și demonstrare a rezistenței poporului ucrainean. Fotbaliștii își vor uni forțele pentru a obține cea mai importantă victorie din care era lor, victoria în fața invaziei ruse. Aproape 9.000 de soldați ucraineni au fost uciși în cele 6 luni de invazie rusă. Cifra a fost dezvăluită de șeful armatei ucrainene în timpul unui forum desfășurat la Kiev. Aceasta este una dintre extrem de rarele declarații ale responsabililor ucraineni despre pierderile militare suferite de Kiev în războiul lansat de ruși pe 24 februarie. Cea mai recentă declarație de acest fel a fost făcută de Volodymyr Zelensky la jumătatea lunii aprilie, când a afirmat că până atunci aproape 3.000 de militari ucraineni fuseseră uciși, iar circa 10.000 răniți. Totodată, statul major al forțelor armate ucrainene a estimat că numărul militarilor ruși omorâți în timpul invaziei ar depăși 45.000 de morți. O mare de oameni s-a adunat pe străzile din Kiev pentru a vedea parada de tancuri rusești expusă pe bulevardul principal al orașului. Echipamentele militare distruse de armata ucraineană au fost prezentate publicului într-un demers de imagine la doar câteva zile distanță de sărbătorirea independenței Ucrainei și la 6 luni de la începerea războiului. Singurele tancuri rusești care au ajuns în Kiev de la începutul agresiunii militare pornite de Rusia pe 24 februarie 2022 sunt cele distruse ori capturate de armata ucraineană. Pe bulevardul care intersectează piața Maidan, un simbol al rezistenței și un loc tradițional de protest pentru societatea civilă ucraineană, localnicii din Kiev se plimbă printre resturile mașinăriei de război ale armatei ruse. Unele dintre exponate au plăcuțe informative care menționează inclusiv bătăliile în care au fost distruse. Părinții vin cu copiii lor și le fac poze pe tancuri, iar expoziția are și scopul de a ridica moralul populației.
Președintele Volodymyr Zelensky a publicat un videoclip cu echipamentele distruse în lupte cu mesajul că parada tehnologiei rusești în Ucraina nu poate fi decât așa. Anul trecut, Ucraina a sărbătorit 30 de ani de la independență. O paradă militară a avut loc la Kiev în acea zi. Zelensky a declarat că Ucraina va sărbători și anul acesta ziua independenței, în ciuda războiului. Planul de activități a fost aprobat de guvern pe 19 august, dar nu se știe ce conține acesta. Prețul gazelor în Europa a atins un nou record, ajungând la aproape 3.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Se întâmplă după ce Gazprom a anunțat că va închide conducta Nord Stream 1 timp de 3 zile la sfârșitul lunii august pentru lucrări de întreținere, reducând și mai mult fluxul de gaze către Europa. Prețul gazului la bursele din Europa a crescut la cel mai ridicat nivel din martie și a depășit 2.800 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Tarifele au explodat după ce Gazprom a anunțat că livrarea gazelor prin gazoductul Nord Stream va fi suspendată pentru a repara singura turbină care funcționează. Conducta se va opri pentru 3 zile de pe 31 august, ridicând din nou îngrijorarea că aceasta nu va mai reveni în funcțiune după aceste lucrări de întreținere. Conducta funcționează la o capacitate de doar 20% de 2 săptămâni, iar Gazprom a precizat că după reparații va furniza aceeași cantitate. Compania susține că nu poate livra gaze la volume regulate din cauza întârzierilor în repararea și returnarea turbinelor fabricate de compania germană Siemens. Turbina se află în Germania și poate fi livrată oricând în Rusia, susțin autoritățile de la Berlin. Oficialii europeni au avertizat în mod repetat cu privire la posibilitatea unei opriri complete a livrărilor rusești, deoarece Kremlinul ripostează pentru sancțiunile impuse din cauza războiului său în Ucraina. După un șir de ieftiniri, carburanții se scumpesc din nou. Începând cu ziua de mâine, un litru de motorină va costa cu 22 de bani mai mult, în timp ce prețul la benzină va crește cu 9 bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, scumpirile vin din cauza majorării prețurilor la carburanți pe piața internațională. De mâine, un litru de motorină va costa 25 de lei și 16 bani, cu aproximativ 22 de bani mai mult, în timp ce pentru un litru de benzină, moldovenii vor scoate din buzunare aproape 26 de lei, cu 9 bani mai mult decât în prezent. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, tariful pentru benzină și motorină va crește din cauza cotațiilor plăți pentru produsele derivate din petrol la bursele internaționale, unul dintre factori fiind insuficiența produselor petroliere pe principal piețe din Europa. Tariful la combustibil a început să crească în luna ianuarie anul trecut, cel mai mare preț înregistrat pentru un litru de motorină și benzină depășind 30 de lei în luna iunie curent. În ultimele două luni însă în Moldova carburanții s-au ieftinit cu 20%. În ciuda războiului, tronsonul de cale ferată ce leagă localitatea basarabească de satul Berezino din regiunea Odessa a fost dat astăzi în exploatare. Acum țara noastră va putea exporta și importa mărfuri pe cale feroviară prin portul Dunărean Ismail din Ucraina. Totodată, prin segmentul de cale ferată reabilitat, Ucraina va putea exporta mărfuri în Republica Moldova și în țările UE. Ministrul infrastructurii Andrei Spânu și omologul său din Ucraina au mers cu trenul de la Chișinău până la Basarabeasca. Ulterior, cei doi oficiali, însoțiți de presă, tot cu trenul s-au îndreptat spre localitatea Berezino din regiunea Odessa, acolo unde a avut loc inaugurarea. Tronsonul de cale ferată va fi funcțional din septembrie. Inițial, acesta va fi folosit doar pentru transportul de marfă. Este un proiect despre care se discută de peste 25 de ani. Din cifre din 1997 nu se mai circulă pe această porțiune. Noi în țară vedem acest proiect ca unul de dezvoltare în primul rând a căilor ferate, dar în același timp, dacă vreți, un proiect de dezvoltare regională pentru zona de sud, în mod special Basarabeasca, care contăm că va crea locuri de muncă, va ține oamenii noștri acasă, va oferi salarii și oportunități economice, dar și va atrage investitori străini. Potrivit reprezentanților Ministerului Infrastructurii, redeschiderea tronsonului Basarabeasca-Berezino va permite transportarea zilnică aproximativ 12.000 de tone de marfă, fiind reduse semnificativ aglomerația din portul Reni. Astăzi, de pe peronul gării feroviare din Chișinău, a pornit primul tren marfar format din 24 de semivagoane încărcate cu metal, cu destinația Galați. Redeschiderea tronsonului va permite totodată Ucrainei să exporte mărfuri în țara noastră și în țările UE. Для нас вона стратегічно важлива, особливо
Сьогодні знову ж таки обстрілюється наш міст Цитосі. Lucrările de reabilitare a tronsonului feroviar Basarabeasca-Berezino au fost lansate în luna iunie în urma semnării memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Infrastructurii al Ucrainei cu privire la dezvoltarea conexiunilor feroviare. Acest segment feroviar a fost demontat pe teritoriul Ucrainei în anul 1997. Construcția tronsonului a fost efectuată pe o lungime de aproximativ 23 de kilometri. Dintre aceștia, 1,2 kilometri de cale ferată au fost construiți pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru reconstrucția segmentului feroviar din țara noastră, Calea Ferată din Moldova a alocat peste 1 milion de euro. Condiții deplorabile în secția de primire urgentă a Spitalului Municipal din Bălți. O activistă civică a postat imagine în care pacienții dorm pe holuri, în timp ce sala de operații este separată de restul saloanelor doar printr-o draperie. Spitalul Clinic Bălți. Unitate primire urgență. Ce spune administrația spitalului despre această situație, aflați în câteva minute la știri. 10 persoane, printre care și mai multe femei, s-au ales cu amenzi după ce s-au luat la bătaie în plină stradă. Nu este clar de la ce a izbucnit conflictul, iar pentru a-i potoli a fost nevoie de intervenția poliției. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum mai mulți bărbați și femei se bat și țipă, în timp ce alte câteva persoane încearcă să-i despartă. Unul dintre bătăuși a rămas la un moment dat fără haină, aceasta fiindu-i ruptă de către un alt individ. Întreaga scenă s-a petrecut chiar pe peronul autogării din centrul capitalei, sub privirile trecătorilor. Nu am reușit să aflăm de la poliție de la ce a izbucnit conflictul. Oamenii legii au spus doar că la bătaie au participat în jur de 10 persoane, iar la fața locului a intervenit un echipaj cu polițiști. Ca urmare, bătăușii au fost conduși la inspectoratul de poliție pentru documentare și s-au ales cu câte o amendă pentru huliganism. Poliția anunță că a reținut un suspect în cazul omorului femeii de 39 de ani găsită fără suflare săptămâna trecută de către iubitul său revenit de peste hotare. Oamenii legii spun că suspectul și victima se cunoșteau și că individul și-a recunoscut vina. Acum el este cercetat penal pentru omor intenționat. Potrivit poliției, suspectul este un bărbat de 36 de ani, originar din raionul Șoldănești. În cadrul măsurilor speciale de investigație și urmărire penală, polițiștii și procurorii au stabilit că victima, femeie de 39 de ani, se cunoștea cu individul. Acesta a fost reținut de organele de drept în apartamentul pe care îl închiria în sectorul Râșcani al capitalei. În cadrul audierilor, bărbatul și-a recunoscut vina. Poliția nu spune în ce relații se aflau cei doi și din ce motiv suspectul a procedat așa. El a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor intenționat, infracțiune care prevede o pedapsă de până la 20 de ani de închisoare. Crima s-a produs în dimineața zilei de 19 august. Iubitul femeii venise în acea zi de peste hotare și a găsit partenera într-o baltă de sânge, după care a alertat poliția. Ne așteaptă o săptămână sufocantă. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de caniculă valabil în următoarele 7 zile. Meteorologii afirmă că avertizarea intră în vigoare mâine și expiră pe 29 august. În această perioadă se vor înregistra maxime de până la 35 de grade Celsius, iar în weekend se așteaptă pe alocuri ploi cu descărcări electrice. Chiar și așa, mercurul din termometre va rămâne ridicat. Totodată a fost prelungită și alerta de secetă până pe data de 30 august. În acest context, responsabilii din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat solicită agenților economici și populației să consume rațional apa. Imagine revoltătoare vin de la Bălți, din Spitalul Clinic Municipal. O activistă civică a publicat filmulețe și fotografii în care apar pacienții de la Unitatea Primiri Urgente, care dorm pe tărci sau în scaune cu rotile, chiar pe holurile instituției. Aceasta afirmă că bolnavii sunt ținuți în condiții inumane, iar sala de operații este separată de alte saloane, doar printr-o draperie. Conducerea spitalului spune că informațiile sunt false și că imaginile ar fi fost trucate. Spitalul Clinic Bălți. Unitate primire urgență.
În imaginile filmate în acest weekend se pot observa saloane improvizate pe holul spitalului unde pacienții stau pe târgi, iar unii dorm chiar sub scările instituției. Secvențele au fost surprinse de activista Diana Grosu, care a publicat mai multe fotografii în care apar bolnavi legați de pat sau care dorm lângă un coș de gunoi. Totodată, activista a scris că unii pacienți sunt tratați într-o baie, iar în sala de operație poate intra oricine. Aici uitați cum ne țin pe noi, așa ca pe vite, că cred că și la medicul veterinar mai bine stau cățelușii decât noi, pacienți și medicii. Solicitat de ProTV, directorul instituției a declarat că acelea sunt niște poze trucate, niște poze care filmate, nu știu din care aspect și cum, nu stă pacientul în baie. Directorul spitalului dă asigurări și că informațiile despre sălile de operații care ar avea o draperie în loc de ușă sunt false, cât despre pacienții ținuți pe hol în unitatea primirii urgențe. Ala Condrea afirmă că este o măsură temporară, asta din motiv că în blocul unde se afla anterior secția au fost demarate lucrări de reconstrucție. A demarat proiectul Smurd 2. Acum suntem în proces de reconstrucție capitală. Constructorii ne-au pus niște cerințe de a elibera definitiv spațiul, deoarece el este grămat. Acolo pacienții nu stau, acolo pacienții se adresează, sunt stabilizați, primesc ajutorul necesar de urgență, după care sau fie că sunt spitalizați în una din secțiile spitalului, sau fie că ei merg acasă cu recomandări la domiciliu. Nu este pentru prima dată când spitalul este implicat într-un scandal din cauza condițiilor deplorabile din saloane. În luna ianuarie a acestui an, de exemplu, pacienții internați la Spitalul Clinic Bălți se plângeau că instituția este plină de gândaci de bucătărie. Atunci administrația dădea vina pe bolnav pentru apariția insectelor pentru că ar fi adus mâncare în saloane. Viața într-o casă plutitoare de lux este oferta unei companii din Panama specializată în tehnologii marine inovatoare. Mai multe detalii despre locuințele aflate la 2 metri deasupra valurilor cu vedere la ocean de 360 de grade aflați în câteva minute. 16 persoane, dintre care 14 cetățeni din Kârgâzstan și 2 ruși, au murit în urma unei coliziuni dintre un microbus și 2 camioane în regiunea rusă Ulianovsk. Potrivit imaginilor difuzate de presa rusă, vehiculul cu pasageri a fost practic strivit între cele 2 camioane. Potrivit unor martori citați de agențiile ruse, un camion a ieșit de pe banda pe care circula și a intrat în coliziune cu microbusul care venea din sens opus. Ulterior, vehiculul a fost lovit din spate de un alt camion, fiind aproape în întregime aplatizat de cele 2 camioane. 2 militante femei l-au luat prin surprindere pe cancelarul german Olaf Scholz. În momentul în care au vrut să facă o fotografie alături de acesta, s-au dezbrăcat și au cerut un embargo imediat asupra gazului rusesc. Cele 2 activiste au fost îndepărtate rapid de agenții de securitate de lângă actualul șef al guvernului german. Incidentul a avut loc în acest weekend în timpul unui eveniment public organizat la Berlin, la care Scholz a făcut poze cu toți doritorii. Germania, care depinde mult de gazul rusesc, nu a impus până în prezent un embargo complet asupra gazului din Rusia, deși caută cu disperare alte mijloace de aprovizionare. A fost scandal azi dimineață în curtea unor blocuri de locuit din sectorul centru al capitalei. Revoltați pe faptul că acolo urmează să fie amenajată o platformă pentru gunoi, locatarii s-au luat la ceartă cu muncitorii care efectuau lucrările. Oamenii spun că instalarea tomberoanelor va aduce numai mizerie și miros urât și cer ca locația platformei să fie schimbată. Autoritățile care au demarat deja lucrările afirmă că vor analiza propunerea. Nu se face așa, noi nu vă dăm voie. Noi nimeni nu ne-a întrebat, noi nimeni nu ne-a... Șerte scări să aduc în pasă la noi aici, Platforma de gunoi de la care a izbucnit scandalul urmează să fie amplasată chiar în curtea unor blocuri de locuit de pe strada Ismail din centrul capitalei. Locatarii sunt nemulțumiți și afirmă că nimeni nu a coordonat cu ei această decizie, din cauza căreia vor trebui să trăiască în mizerie. Aici este постоянно вот детская площадка, здесь дети, куча детей. И получается, что все мусорки
будут возле детей. Ну, время венко София, яйца, у нас дискарши, карши дешевле, у нас ли дискарши. А яйца у нас курга у мизяна, что мы тварды. Виним де ла пьяца, тречем прин мурдаре яса, что и мергам каса. Де че? Да унди са вазут тумбероане на курте? Я пропоз, пофтим дупа каса, пунем, амплесем аколо, ничо проблема. Ной сантем импотрива де минанжа огуной, штим фаца курцей, кум сар спос, и курца ей, практик ей, нари cum s-ar zice, curență dintr-o parte și din alta, tot mirosul să rămână aici. Agentul economic responsabil de lucrările de amenajare a platformei a chemat poliția la fața locului, pentru că locatarii au blocat accesul muncitorilor. Direcția General Locativ Comunală și, care ne-a contractat și a fost coordonat instalarea platformelor cu pretura sectorului centru, cu regia autosalubritate și cu MGFL, inclusiv și ACC 94. Administratorul Asociației de Locatari afirmă că a expediat vineri o scrisoare către pretura sectorului centru prin care a cerut ca locația platformei să fie schimbată. Noi am înaintat șeful acolo, scrisoarea noastră cu opinia tuturor și am vrut să zic că așteptăm răspuns. Șeful Direcției Locativ Comunale a primăriei, care a contractat agentul economic pentru a face lucrările, ne-a spus că va examina scrisoarea locatarilor și că la fața locului vor fi trimiși specialiști pentru a analiza situația. Pretorul preturii centru nu a răspuns la telefon pentru o reacție. Două persoane au fost reținute ieri în Vama Palanca în încercarea de a scoate ilegal din țară bijuterii de lux marca Tiffany sau Cartier în valoare de aproape 1 milion de lei. Este vorba despre un cuplu de moldoveni. Potrivit procurorilor, bijuteriile iar aparține unui ucrainean care ar fi vrut să le transporte în Moldova printr-un șofer de microbus care circula pe ruta Chișinău-Odessa. Șoferul, la rândul său, i le-a dat soției sale, care era pasageră. La Vama, femeia a declarat că bijuteriile valorează 130 de dolari. Chiar dacă, potrivit datelor, doar un set de cercei ar costa circa 90.000 de euro. Oamenii legii spun că au depus demersuri pentru a-i plasa în arest în izolator pe suspecți. Medalie de argint pentru luptătorul de stil greco-roman Alexandru Solovei, moldoveanul a devenit vicecampion mondial printre tineret. În paralel, atletul Adrian Mardare a evoluat în finala campionatului european. Sportivul nostru a ocupat locul 7 în proba de aruncare a suriței. Mardare of Moldova, who've only had one medal ever at these championships and never in a field event. Lukyanov in the steeplechase in 2010. And that is over 75 meters. Iar Fece Șerif a revenit în postura de lider a campionatului național de fotbal. Gruparea Tiraspolean a obținut azară o victorie categorică. Cine au fost autorii golurilor, aflați în câteva minute la știrile din sport. Viața într-o casă plutitoare de lux. Asta oferă o companie din Panama care descrie locuințele aflate la 2 metri deasupra valurilor, drept o opțiune ecologică și prietenoasă din punct de vedere economic. Arhitecții acestui proiect spun că designul este o adevărată provocare și oferă o vedere la ocean de 360 de grade. Așa arată capsulele descrise drept primele case eco din lume. Fiecare locuință oferă spațiu suficient pentru două persoane. Sunt 73 de metri pătrați care includ un dormitor, living, bucătărie și baie, repartizate pe 3 nivele și jumătate. Fiecare casă este ridicată pe un picior de oțel la 2 metri deasupra valurilor, iar geamurile panoramice oferă o priveliște către ocean. Live on the ocean because it's something that's totally different. Casele sunt dotate cu tehnologii de ultimă generație împreună cu aplicații personalizate care își adaptează designul și funcționabilitatea după plac. Proprietarilor li se va oferi inele în loc de chei, iar alimente, medicamente și alte produse de zi cu zi vor fi livrate cu drone personalizate. Pentru livrări mai mari, oamenii vor avea la dispoziție o navă care va avea rol de transport, dar și ecologic de colectarea gunoiului și de a menține curată zona din jur. Rezidenții și vizitatorii pot fi transportați cu ajutorul bărcilor sau ski-jeturilor locale. Primele locuințe plutitoare vor fi prezentate online la sfârșitul lunii septembrie, iar potențialii cumpărători vor putea să le vadă cu ochii lor la scurt timp după aceea. Capsulele vor fi inițial amplasate într-un golf din Panama, dar compania speră să le poată distribui la nivel internațional. Prețul variază de la 300.000 până la 1,5 milioane de dolari. People all over the world that are asking for them. Primii 100 de cumpărători se vor putea muta la noua casă la sfârșitul anului 2023. Compania programează să înceapă construcția a încă 1000 de capsule până în 2024.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!